Ne-am întors în direct, oameni buni. Vestea cu care am încheiat prima oră este cea cu care deschidem a doua oră. O tragedie. O tragedie pentru sute și sute de mii de familii din România, familii care au rate la bănci, familii care au chirii de plătit și a stabilit chiria cu proprietarul în echivalent lei, dar euro, pentru că astăzi Banca Națională a stabilit la ora 13, așa cum face în fiecare zi a săptămânii, un curs halucinant. Leul este cel mai slab din istoria lui în raport cu euro. Niciodată nu a căzut atât de tare moneda românească așa cum a făcut-o azi. Un euro este egal cu 4,6695 euro. Nu s-a mai întâmplat niciodată. Poate vi se pare că dramatizez. Poate vi se pare că este poveste de asta gazetărească să facem audiență, să speriem lumea. Nu. Este o tragedie. Cine are rate? Cine are chirii? Cine are de plătit ceva în euro? Plus că o țară care mănâncă mai mult de la străini va constata ce înseamnă asta în lei când va cumpăra brânzică, cașcaval, sălămior, orice, roșii, pere, apropo, pere și mere sunt mai multe din import decât din România. Orice, orice mâncăm, medicamentele, România nu mai are fabrici de medicamente, cum spunea Dogaru, le-au făcut ăștia, cum se cheamă, complexe, complex de la imobiliar, da? Acolo unde erau fabrici de medicamente, acum sunt, e complex imobiliar. Și atenție, medicamentele care vin de afară sunt în euro. Vine în țară și se transformă în lei ca să o plătim la farmacie. Deci, tragedie mare. Îmi spunea cineva, au crescut salariile și pensiile, Tudore. Da, prietene, a crescut, îi spuneam. Numai că uite-te puțin la cursul euro și la robor. Urmează. Atenție, roborul și ăla se duce clar, o să ajungă într-o săptămână la 3. Nu, a ajuns la 3. N-a ajuns, 2,90 și nu știu cât. Nu, e 3 și ceva. Ia verifică, bă, că dacă nu cred că e 3. Și ceva. Verifică, Teddy, dacă e 3, roborul înseamnă că mi-a scăpat din vedere. Maria din Gorj, ești în direct, să română. Bună seara, domnul Barbu, dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Domnul Barbu, în Gorj este jale. Dumneavoastră ați cunoscut Gorjul, v-am cunoscut personal. Majoritatea au plecat în străinătate. Cred că singura soluție, eu sunt disponibilizată. Sunt în prag de pensionare, ne-au dat afară ăștia, n-au cu cine lucra. E jale cei mineriți, mor oamenii pe capete. Cred că o să ajungem și noi la București. Cu ajutorul ăla de șomaș care l-avem, ieșim în stradă. Altfel nu se mai poate. Nu mai putem să trăim. Copiii după cum au vezi, plecat. Marie, după cum vezi, am eleganța să pun frână până iese fum din cauciucuri, să nu scot o vorbă. Mai ales că 4 ani am fost senator care a reprezentat în Parlamentul Țării Taman, județul de unde sunt tu. Este printre puținele județe pe care le cunosc, dacă nu chiar singurul județ pe care îl cunosc la nivel de detaliu. Doar Bucureștiul îl cunosc mai bine decât Gorjul. Și mă doare sufletul, dar am să mă abțin de la orice comentariu. Nici n-am să-ți dau dreptate, nici n-am să spun de ce a ajuns. Abțineți-vă, că au rămas cei cu ajutorul social. Nu vreau să comentez. Dacă erai din oricare alt județ, comentam. Dar fiind gorjancă, cu asta nu înseamnă că nu iubesc și nu-i respect pe gorjeni, Doamne ferește. Ei mi-au dat cinstea cea mai mare din viața mea să-i reprezint în Parlamentul Țării. Și am făcut-o cât am putut eu de bine. 4 ani am fost senatorul care s-a gândit în fiecare zi cum să facă să nu-i crape obrazul când se duce în orice comună sau oraș din cele 70 de localități ale județului. Mersi frumos, Mărie. Scuze-mă. Știu, domnul Barbu, știu că a fost o rază de speranță când ați venit aici. Hai să nu discutăm despre asta. Nu vreau să discut despre asta. Cum ți s-a părut bătrâna de 100 de ani? Bătrâna de 100 de ani mi s-a părut că reprezintă într-adevăr România cea profundă. Tânărul mi s-a părut că îl reprezintă exact pe Dragnea și pe aia care guvernează, domnule Barbu, că eu am 60 de ani, dar am vorbit și am făcut școală și știu să vorbesc corect românește. Nu se poate așa ceva. Noi, din Gorj, o să plecăm la București. Cu pensie, cu șomaj, cu ce avem, o să venim acolo. Să vedem ce o să mai spunea. Îți spun eu, atât îți spun Marie, ascultă-mă, atât îți spun. Nu o să plece de la Gorj la București nimeni. Ține minte ce spune Tudor Barbu. Ai să fii, dacă faci un astfel de demers, ai să fii singura. O să mergi pe Șușa singură, fată dragă, singură. Ține minte ce spun. Nu se mișcă nimeni, stai liniștită. Dacă se mișca, nu lăsau județul să ajungă unde a ajuns 28 de ani. Să-l fure ăia cu minicarierele și să mafia de la turceni, de la rovinari și să fie patru, dacă vrei să dau în direct cele patru nume care conduc județul financiar și politic. Toți patru fiind niște mafioți. Toți patru fiind niște mafioți.
Bine, nu, ai reușit să mă încapcanez, nu vreau să discut, mersi frumos. Poți să dau și un telefon, să intru așa în direct telefonic? Ești în direct, Mircea. E, uite care este situația, ca să înțeleagă toată lumea. Două chestii minore. Un mega imaj. Un praf de la Dăusturoi. Era 0,98 bani în ianuarie. Nu, dar nu scuze, n-are importanță. Era 0,98 de bani, de lei. Adică 98 de bani în praf de Dăusturoi, că e 1,61 lei. Cafeaua cea mai ieftină, noua Brazilia. Ole, nu mai spun, că la știe toată lumea. Era 2,23 lei, acum e 3,85. Cât înseamnă asta inflație? 60-80%? Cât sunt prostiți pensionarii că primesc de la 1 iulie? 10% punctul de pensie? Cât trebuia să primească de la 1 ianuarie cu rata inflației? Nu vor primi nimic pentru că s-a topit în... Mulțumesc mult! Doina, ești în direct! Bună seara, domnul Barbu! Vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți, pentru invitații pe care îi aveți întotdeauna. Și acum aș avea două întrebări. Pentru domnul Iancu, fost avocat a poporului, da, care ar fi rolul obligatoriu a avocatului poporului, care în ultima parte a lunii mai și iunie început, s-a spus că are un venit suficient de mare pentru a-și face datoria, așa cum spune domnul Dragnea, că este plătit să execute. Odată, deci asta pentru domnul Iacu. Pentru domnul Dogaru, în calitate de istoric, cum crede dânsul că o să scrie ultimii 20 de ani, să nu zicem 30 de ani, din istorie, pentru militarii care au bărbați militari care au depus un jurământ pentru țară și care știu că rămâne valabil până trăiesc. Asta ca istoric. Mersi mult! Ai pus două întrebări, așteaptă răspunsurile din partea unui istoric și a unui jurist. Mersi mult! Mulțumesc mult! Cu drag! Încep eu? Da, vă rog frumos. Avocatul poporului are un rol foarte mare. Pentru acest motiv eu am fost schimbat din funcție în 2012, adică să atace o serie de acte normative, chiar legi, dar și singurul care poate ataca ordonanțele de urgență, și se pare că se pregătesc câteva ordonanțe de urgență, să le atace la Curtea Constituțională. Ca urmare, în momentul ăsta, dacă avocatul poporului nu primește verde, deci nu primește verde să le atace, nu le va ataca. Și nu va ataca nimic. Adică va sta așa cum știți dumneavoastră. Deci, eu n-aș fi făcut domnul așa. O să răspund, da? Deci rolul avocatului poporului este exact acela pe care nu-l îndeplinește Victor Ciorbea. Bravo, care băie, nu atacă absolut nimic. O spuneam eu dacă... Căruia îi dă mură în gură toate dovezile necesare. Că e vorba de discriminare în cadrul unor ordonanțe și se face că plouă. Ca să știe pensionarii civili că noi suntem cobai, s-a enervat domnul Barba cu două săptămâni, la noi a apărut deja la pensii. Brutul 1 și brutul 2, netul 1 și netul 2. Netul 2, care se va legifera miercuri cu noi în sală, vom fi acolo, la invitația USR, cărora le transmit mulțumiri pe această cale, să fim acolo, să ne uităm în ochii lor, cei care votează ordonanța 59 ca legea trădării naționale. În ceea ce privește rostul meu ca istoric, este următorul vis-a-vis de militari. Doamne, eu am pus pana de istoric jos, după al 40-lea volum, ca foarte să spun așa, ca istoric, pentru că mi-am adus aminte de ce a spus Mihai Viteazu, Popistoica de Vărcaș și în bătălia de la Călugăreni, 13-23 august 1595. Când situația era groasă, Popa Stoica având 2 metri și o cruce de, zicei că e buzdugan, Mihai Viteazu i-a spus, mai lasă dracului, Popo, Doamne, iartă-mă, cartea și pune mâna pe pală. În momentul în care colonelul în rezervă, sau mă rog, activ la data aia, Traian Băsescu a ajuns președinte, noi am lăsat dracului așa și a pus mâna pe pală și am ieșit în stradă. Eu fac istorie în stradă cu militarii. Mulțumesc mult, Mircea. Stop. În interesul națiunii și al statului pe care le vom apăra împotriva oricui. Așa, mă. Unul când îl plătești, cântă. Dar îl plătești. Îl plătești să facă ceva, face, că a luat banii, trebuie să presteze. Deci nu mă putem vorbi de convingere. Că omul face niște acțiuni de convingere, crede în ele. Nu, e plătit frumos. Tibi, ce faci, Tibi? Ce faci, mă? Ai fost la București? Mm-hmm. A fost, da? Si? Frumos. Ce-ați făcut? Ce-ați făcut?
Cât? Da, a fost drumul lung. Lung, da? Mamă, mamă. Cât a dat? Cum a dat? 500 de lei. 500 de lei, bă? Și mâncare? Da, mi-a dat și mâncare. Unde ne-a dat mâncare? Cum? Ne-a dat mâncare? În autocar, mi-a dat cu un sandwich. Ah, nu la restaurant. Ah, nu. Și bani cine mi-a dat? Deci a dat câte... Care e asta? Care au dus? Care ți-a dat banul în mână? Care? Ți-am dat eu. Că... Da, nu-l dat de la PSD. Păi care e ăla? Ți-a organizat? Ăsta mă, de la Dirgul Roșoa, de ce? Ia, o să nu e rău. Matalea? Tot, da. Numai 500 v-a dat, mă? Păi și ce-ați făcut acolo? Ne-am uitat și doi... Păi pentru ce m-ai chemat? Am avut ocazia să ne-am chemat pe acolo să ne mulțim. Ca să... Să vă mulțuți? Partidul ăsta nu spun de acolo. Păi și ce-ai făcut să ții acolo? Ce? Păi în televiziune, la unii ne-a venit rău, la unii... Ha, ia uși. A venit Salvării, vreau pe acolo dintre oameni. Bălea. Lasă-o că e bine. Ce-i tu la buzunar, bă, la ce? Primesc. Aha. Aaaa, te-am prins. Unul când îl plătești, cântă. Că, dar îl plătești. Îl plătești să facă ceva, face. Că a luat banii, trebuie să presteze. Dar aici nu mă putem vorbi de convingere. Că omul... face niște acțiuni de convingere, crede în ele. Nu, e plătit frumos, cântă. Spuneți-mi, ce mesaj le transmiteți conducătorilor țării la 100 de ani de la Marea Unire? La conducătorii țării să facă cum mai bine, să facă țara cum a fost, nu să o lăsă distrusă cum a distrusă. Că a fost foarte bine. Acum e greu. Care mare, care mare. Și-au dus toți copiii noștri, toți nepoții, au rămas satele izolate. Vedeți cum cântă cântăreții ăștia. Să se găsească un român de-a nostru să conducă țara. Să nu ne conducă străini țara. Și să aibă grijă de toată lumea noastră și să facă fabrici, să aducă oameni tot la locuințele lor, să nu spui tot satul meu ne-am crescut. Și câte cântărete de frumos mai cânt și câte dureri le aduc în sufletul oamenilor care își plecați copiii și rămas singur. N-are cine să-i dea eu de gură de apă, n-are cine să-i spieli, să-l curăță, să-l ce, și copii pe drumuri, și tot. Să facă cum ar și mai bine să aducă țara la locuie cu mine. Că numai vrejele aici au destrăcat întâi, vrejele carul al doilea, când a murit Ferdinand, a rămas țara, Mihai era mic și țara o pusă sub pitrubii. El o venit, s-a făcut să împăca cu Regina, cu Elena și după ce s-a împăcat cu dânsa, s-a apucat de Iisus. O, Dumnezeu, cum a venit, o vândut pe aici prin Basarabia, o vândut în Basarabia. Da, Nicule, ești în direct, bună ziua. Da, vă salut cu respect și am o întrebare pentru domnul colonel Dogaru. Aici e o problemă la 100 de ani de la Revoluție, cine aduce, cine dă, cine face. Iată că s-a anunțat că pe 15 august guvernul israelian vine la București pentru o ședință comună. Dacă ne aducem aminte, a avut loc în 2012 o ședință comună a guvernului român în deplasare la Tel Aviv. Țin minte că am discutat problema asta cu dumneavoastră la OTV și mi s-a tăiat pe Rom Telecom. Nu e cazul acum,
pentru că președinte Iohannis și vreau să-l felicit pentru că toate treburile în televiziuni merg bine. Nu se mai televiziuni, nu se mai fac abuzuri. Vreau să știu cât crede domnul colonel Dogaru că acești oameni vin cu intenții bune și că vor să facă un bine acestui popor prin aceste ședințe comune, ținând cont că toate datele noastre sociale, biometrice, de stare de sănătate, sunt stocate în calculatoarele evreiești încă din 2011. Foarte interesant ce vor oamenii ăștia cu noi. Nu știu exact ce e, dar am presimțiri negre. La fel ca și bătrânita pe care o felicit, că ea așteaptă o linguriță de apă. Nu știu dacă o n-o fi cumva niște grăunțe de alea otrăvitoare, cum au găsit ăștia în iarbă. Spor la emisiune. Mersi mult, Nicolae. Gheorghe, ești în direct. Poți să răspund. Da, imediat, imediat. Da, Gheorghe. Să trăiți și de invitații dumneavoastră, domn Barbu. Salut. Mă uit, domn Barbu, la emisiunea dumneavoastră și văd doi oameni care cel puțin o bibliotecă au în spate citită. Așa e. Corect. Deci vreau să vă spun că apăr emisiunea asta până la Dumnezeu. Ați început emisiunea spunând că ați mâncat. Deci să nu cumva să vă vină rău să-l iei de pe ecran pe domnul știți cine. Așa. Vă aduceți aminte când au început emisiunea astăzi. Ei, vreau să vă spun că se spune că la această emisiune vin numai analfabeții. Și cine spune? Un handicapat și un pervers de jurnalist, de chiriac, pe care vă rog să nu-l mai aduceți la emisiunea noastră. Asta e a noastră, domne. Să meargă acolo la Antena 3, perversul de jurnalist, domne. Te rog frumos, Gheorghe, dragă, te rog mult, nu jigni, te rog eu mult. Până asta ați început, că vă vine rău. Și mie îmi vine rău când îl văd. Pe cine? Bine, mersi mult, Gheorghe. Cât mai avem până la publicitate? Hai să luăm publicitate 2-3 minute. Dai răspunsul, Mircea, după 2-3 minute de publicitate. Vreau înainte, oprește puțin, nu da bubu. Să spun atâta doar. Emisiunea asta este necenzurată, este liberă. Da, Gheorghe, ia. Da, ne-am întors în direct, oameni buni, așa cum atipic o să vedeți că este. Dăm acum rubrica dedicată centenarului Marii Uniri, rubrica aceea care ne arată ce se întâmpla în țărișoară, dar fix cu 100 de ani în urmă, și vom reveni la emisiune din motive obiective. Colegii mei de la știri sunt ca pisica în gheare la înalta curte. Este pe ultima sută de metri procesul de redactare sau, mă rog, de emitere a unei decizii în dosarul Bombonica. Revenim după rubrica dedicată centenarului. Cu fix un secol în urmă. Bună, Elena! Bună, Tudor! Suntem în data de 21 iunie 1918. În această perioadă, cel mai important eveniment era trimiterea în Parlament spre ratificare a tratatului de pace între România și puterile centrale. Practic, pentru asta avuseseră loc alegeri și se constituise un nou Parlament. În data de 8 iunie, regele Ferdinand, 8 iunie stil vechi, 21 iunie stil nou, regele Ferdinand trimite în Parlament spre dezbatere aceste tratate. Vedeți aici toate tratatele încheiate între România și puterile centrale. Este vorba despre un document despre tratatul de pace de la București, care se păstrează în fondul Parlament la Arhivele Naționale ale României. Cu semnătura în original a majestății. Cu semnătura, da, este un document original, după cum puteți vedea. Pentru dezbaterea acestui tratat de lege s-a înființat un comitet parlamentar în cadrul adunării deputaților, din care a făcut parte nimeni altul decât unul dintre fiii lui Petre Pecar, este vorba despre Grigore Car. Un alt document important din această zi este acesta, este vorba despre starea foarte proastă a locuitorilor din fosta zona a frontului, de pe Valea Trotușului și de la Oituz, care efectiv mureau de foame în această perioadă, și este vorba despre o adresă a adunării deputaților trimisă guvernului de a se găsi mijloace pentru a li se trimite cereale și lemn pentru reconstituirea căminelor care fuseseră distruse de război. De asemenea, tot în această dată avem o adresă referitoare la furtul de vite care erau trimise peste graniță. De exemplu, un
O pereche de boi se vindea cu 10.000, 15.000 de lei, o adevărată avere pentru perioada respectivă. Un alt document important este o scrisoare oficială care vine din partea Ministerului de Război francez. Este adresată generalului Iliescu, atașat al Guvernului României la Paris. Generalul Iliescu avusese o inițiativă de a forma o legiune românească care să lupte pe frontul de vest. Din păcate, această idee, care data din februarie 1918, nu se putuse materializa. Și văd că filmez deja, suntem încă în război, România ieșise într-un fel din război, dar Europa se afla în război. Este vorba despre o reluare a campaniei de pe frontul de vest din Italia. Este vorba despre lupte în munți, avem aici și o hartă. Italienii reușiseră să cucerească zona muntoasă, mai puțin muntele Cropa din Italia, și frontul se mutase undeva pe râul Piave. Italienii rezistau eroic asaltului armatei austriece. Poate unul dintre puținii militari români, generali români, care a reușit să-și dea seama la începutul lunii iunie că armata germană va fi învinsă. Știm că la începutul lunii iunie armata germană încă avea victorii pe frontul de vest. A fost generalul Constantin Cristescu, la care aș vrea să mă refer în final, Argetoianu. Lui se datorează memoriile care relatează despre faptul că generalul Constantin Cristescu i-a povestit primului ministru român, Marghiloman, cu cifre că armata germană va fi învinsă. Nu a fost, bineînțeles, crezut atunci. Generalul Constantin Cristescu este unul din generalii căruia i s-a făcut o mare nedreptate, fiind singurul general român care nu a fost înmormântat în mausoleul de la Mărășești. Special în cadrul unei ediții speciale, aveți aici deja imagini, colegii mei de la știri sunt cu carul de reportaj la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde suntem pe ultimele minute înaintea slobozirii acestei decizii istorice către prostime, decizia în dosarul Bombonica. Vă reamintesc, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, merită. Este un moment care, credeți-mă, va schimba radical jocul politic și socio-economic al României începând de mâine. Indiferent ce va spune completul de 3 judecători din spatele acestor uși încă închise. Colegii mei sunt aici, la Înalta Curte de Casație și Justiție, și așteptăm sentința în, atenție, în primă instanță. Nu este sentința definitivă, irevocabilă și executorie. Nu, nici pe departe. În dosarul Bombonica, de acum unul dintre cele mai celebre dosare penale din România, nu pentru că el ar fi un dosar serios, nu, pentru că este o prosteală fără margini. Este o faptă la limita imbecilității. Niște fătuci plătite din banii noștri, ai prostimii, au lucrat pentru partidul condus de domnul Liviu Dragnea, cel puțin așa spun procurorii, și l-au acuzat de diverse fapte prevăzute de codul penal și acum se așteaptă în primă instanță condamnarea, achitarea sau, așa cum are obiceiul justiția română, fata aia legată la ochi, știți, cu săbioiul și cu talerele, să amâne, să gândește ea, fata justiția, ia să mai amânăm noi odată ca să enervăm poporul că poate nu s-a bătut destul în stradă, poate n-a luat foc România suficient de mult, mai punem 2 caniste de benzină. Vă repet, este o ediție specială în cadrul unei ediții speciale. De ce? Pentru că, după cum vedeți, am fost exilat din propriul studio, doi către cei doi, Răzvan și Radu, care m-au încălecat definitiv, pentru că de la ora 18 este studioul lor. Faceți să mă mulmă pe 3, da, acum și decupajul e altul. Decupajul însemnând unde se uită omul, funcție de cameră, de mașinărie. Acum mă uit în camera 3, așa îmi spune regizorul în cască. Vă spun așa, Bună România va fi o ediție incendiară, pentru că, aproape cu certitudine, va discuta, da, știu că l-am pe pielea, nu, Marius, te salut, știu că ești la telefon, vorbeam și eu un pic cu telespectatorii, dar nu mă lasă producătorul meu. Vă spuneam că Bună România este cu adevărat o ediție incendiară, n-are sens nici fotbal, nici nimic să ratați emisiunea asta, pentru că va discuta la un palier foarte ridicat despre o sentință extrem de importantă pentru România de mâine. Bună sau rea, o să vă spună ei doi. Eu stau acilișa și aștept cu ochii ca fraiera pe lungul de linie de tren,
ca sentința în altei curți să devină publică. Marius, știu că ești la drum, te-ai pus la drum, ai tras pe dreapta conform normelor de circulație. Am tras pe dreapta conform normelor. Bravo, bravo, bravo. Marius Pieleanu te întreb așa, ca un preoracol, ca un, ca un predicțiu. Bă, cum va fi mai rău din punct de vedere social? Măsurătorii tale ce vor da mai rău? Dacă îl condamnă sau dacă îl achită pe Liviu Dragnea? Sigur că o potențială condamnare a lui Liviu Dragnea, ceea ce personal nu-i doresc, pentru că nu e felul meu să doresc răul cuiva. Nici noi nu dorim rău nimănui. Ar crea o oarecare tulburare în rândul electoratului PSD, incontestabil. Sigur că putem discuta și se discută deja la infinit cauzele, sau mai bine zis motivele reale, și nu artificiale. Marius, stai că prima veste mi-a venit deja în cască de la Teddy. Doamna Florea Alesu, dacă am înțeles bine, îmi scapă detaliile acestui proces istoric, procesul comunismului, epistol cu apă s-a luat de la Nuremberg față de ăsta. Alesu, doamna Alesu și-a luat un an și jumătate de pușcărie. Din ce înțeleg eu în cască, este una dintre cele două făptuitoare care, dacă ne luăm după procurori, în cârtășie cu Dragnea, au luat bani de la prostime și au muncit pentru o parte din prostime, adică numită PSD. Iartă-mă, Mariu, zi. Da, asta nu pare o veste bună pentru verdictul asupra lui Liviu Dragnea. Deci așa am zis și eu, dar te-am lăsat pe tine că ești mai doctor decât mine. Spuneam că, din vedere social, nu, în mod evident, România are drumul ei și oamenii au preocupările pe care le știm cu toții, care în cea mai mare parte a lor sunt rupte de curiozitățile politice, ca să zic așa. Totuși, noi trebuie să spunem... Stai așa, să-ți dau și o veste bună, Marius, că suntem acum, știi cum, în direct și cu tine și cu țara. Mai zi-mi o dată, Teddy, cine a luat cu suspendare? Alesu Florea a luat cu suspendare, nu cu executare, Marius, fii atent. Ei, atunci e posibil ca toată să meargă pe linie cu suspendare? Păi da, dar vezi cum e treaba aici, că dacă și ia cu suspendare Liviu Nicolae Dragnea, am avut un șucăr tot în redacție astăzi cu experții, că avem o grămadă de experți, adică toată România acum a terminat fie la seral, fie la zi, dreptul. Deci nu mai poți vorbi în România decât de drept. În redacția să ne păruim că, fii atent, mi-e și frică să te întreb că cine știe ce aude la tine. Și mai ne aude și o țară. Dacă ia Liviu Dragnea condamnare cu suspendare, ci că rămâne cu suspendare. Eu spunându-le, bă, după ce am făcut, și am făcut și o facultate. Nu, n-ai dreptate. Ești prietenul meu, dar să spun cu sinceritate. Și eu am crezut că nu mai poate fi posibilă o a doua condamnare cu suspendare. Dar se pare că juridic da. Hai dă-mă, dracu, și cum adică ia acum, ia cu tot cu suspendare și rămâne cu suspendare? Da. Păi e greu primele 18 dacă le iei cu suspendare, că după aia de la 19 încolo faci ceva cum mai e. Și există, se pare, și un precedent în privința asta, un avocat, îmi scapă numele, care a primit... E perfect atunci. E perfect. Da, deci e posibil să... Nu, dar întrebarea mea la tine, tu fiind chiar pe bune și nu este nici, știi că eu n-am glume, mai ales atunci când facem emisiuni în direct. Mai am glume când stăm la șuetă noi doi. Spune-mi, te rog, social, măsurător, dar sincer, Marius, social, cum va fi acum măsurătorilor avantgard? Aoleu, s-a oprit semnalul. Sunați-l pe domnul Helvig, vă rog mult de tot, rugați-l mult, din partea noastră, un post modest, un post necăjit, să-și roage colegii să rebage sârmele în priză, că ne-a oprit convorbirea cu Pieleanu. Vă spun în continuare, Acilișa este imagini de la... Bă, este imagini cu niște fișete, este fișete multe, bă, deci asta este în alta curte, în varianta ei necăjită, când avea pojar, era mică și avea pojar în alta curte. Uitați-vă cum arată în alta curte, să... Ce prost era să spun pe post. Deci Acilișa, nu în spatele ușilor, că n-avem uși, în spatele fișetelor. Acestea se ia decizia care schimbă soarta. Marius, în sfârșit, a funcționat rugămintea către colegii de la servicii, colegii domnului Helvig, bineînțeles, și ne-au relansat această posibilitate de a discuta. Spune-mi, te rog frumos, social, nu politic, social, cum va fi mai bine pentru măsurătorile avantgard? Social va fi mai bine, Tudor, dacă vom avea mai multe șosele conforme cu normele europene, mai multe autostrăzi. Stai puțin, Mariusica, stai puțin. Cum? S-au contopit pedepsele la doamna Alesu și... Aoleo! 3 ani și 7 luni cu executare, doamna, și-a contopit pedepsele, are 3 ani și 7 luni cu executare. Doamna Alesu în dosarul Bombonica, Marius Pieleanu. Da, am auzit, da. Este... nasol, ca să zic așa, a?
Repet, noi nu ne bucurăm, am Doamne, iartă-mă, de rău, Doamne, de rău iartă-mă. Nimănui. Da, te ascultam, te-am întrerupt cu această veste pentru că noi doi vorbim pe telefon, iar în caz că vorbesc cu Dumnezeul acesta al producției de televiziune numit Teddy Mureșan, care mă ține în legătură cu echipa aflată a Cilișa printre fișete și decizii. Zi! Da, da, da. Teddy Mureșan chiar e realizator, că mă omoară cu telefoanele. Bă, să știi că e bun. Da, nu arată așa agresut, să știi, pufos, nu arată a fi cine știe ce, dar e mama producător. Deci dacă producătorii de televiziune din Balcani au o mamă, el e. Deci, Marius, spune-mi, te rog, lângă tot. Spuneam că România așteaptă... Fii atent, întrebare delicată, dacă nu vrei, nu răspunzi. Ai dreptul moral, prietenesc chiar, să nu răspunzi. Băi, e adevărat că sunt niște baroni care au turat motoarele începând azi dimineață ca să fie calde mașinile cu aerul condiționat pornit să vină la București să ia gâtul diseară, adică să-i ceară mandatul lui Dragnea dacă îl condamnă ăștia? Liviu Dragnea nu va pleca din fruntea Partidului Social Democrat astăzi sau în perioada imediat următoare, chiar dacă va fi condamnat. Asta o pot, ce pot spune cu subiect și predicat. Mama, asta e chiar știre. Ca să zic așa. Asta e chiar știre. Există în mod evident o solidaritate în jurul președintului partidului. În primul rând o solidaritate din partea oamenilor importanți, baronilor, cum le-ai spus tu, și care nu vor să dispară așa ușor. Eu tot încerc să-ți readuc aminte că nu este final de drum, mai este un complet de 5. Tu cunoști care... foarte bine, Marius Pileanu, cunoști foarte bine politica din România și nu de ieri de azi. Nu crezi că teoria aia cu rechinul, care dacă simte o picătură de sânge face praf și acvariu, nu numai persoana din acvariu, e aplicabil aici? Dragnea va sângera. Dacă îl condamnă ăștia azi, indiferent că e în prima instanță, va sângera grav. Nu e doar o picătură. Da, în mod evident va sângera, dar vor fi niște răni reversibile. Atenție! Nu vor fi irreversibile, ci reversibile. Eu îți dau ție, cum să zic, crezare, pentru că de bine, ai spus de multe ori în ceea ce înseamnă perspectivele politicii românești. Altă întrebare. Și crede-mă că este... Dar ai putea să-mi spui ce se întâmplă cu verdictul la Liviu Dragnea sau durează așa de mult citirea motivației? Păi cealaltă a luat 3 ani cu suspendare. Rodica, cum o cheamă, Teddy? Rodica Miloș, 3 ani cu suspendare. Atenție, Marius Pileanu. Cealaltă a luat 3 ani și ceva cu executare. Doamna fostă director Rodica Miloș a luat 3 ani cu suspendare, dacă e să-i dau crezare lui Teddy, ce îmi spune în cască, suntem în timp real cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Cum ți se pare? Nu mă pricep, chiar nu pot să-mi dau seama. Instanța e instanță, au legitățile lor, au judecățile lor de valoare, conform cu legea. Dar tu spuneai un lucru foarte important și eu am sărit, era să zic cum, peste el. N-ai voie, gazetărește, să sari peste o știre. Pe ce te bazezi? Te întreb și eu ca muromeții. Pe ce te bazezi când spui că Dragnea nu o să plece chiar dacă îl condamnă? Că nu o să rămână, că o să rămână în fruntea partidului, ai spus? Da. Chiar dacă îl condamnă? Da. Așa ai spus. Nu va pleca din fruntea PSD-ului. Am spus-o. Asta e o informație, nu e o opinie. Păi asta zic, e informație șoc. Lucrurile s-au decis, s-a luat în calcul și această variantă de către conducerea partidului, pentru că sunt oameni responsabili. Nu vă gândiți că... Nu putea un partid atât de mare să fie condus de irresponsabil, evident. Da. Însă, momentan, deocamdată, pe lângă faptul că nu are o sentință definitivă și irrevocabilă, ăsta e argumentul puternic și prim, Liviu Dragnea domină în continuare prin propria sa personalitate, într-un mod autoritar, spune, opinia principalilor decidenți în partid, care sunt baronii locali, adică președinții de organizații județene. Mersi mult de tot, Marius Pileanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, poți să bagi într-a întâia, ușor a doua, ușor a treia, a patra, să pleci spre acolo unde te îndrepți cu mașina. Vă spuneam că este o ediție specială, în cadrul unei ediții speciale, iată, asistați prima oară, la o pasă, așa se cheamă în televiziune, între mine și valoroasa emisiune Bună România, Radu și Răzvan. Salut, Radu! Salut, Barbu, așteptăm cu tensiune acest moment.